Perfect! Să vă povestesc despre familia mea. Hai lui, spune-ne ce ai mai făcut, prin ce peripeții ai mai trecut. E un vârtej de nebunii și întâmplări. Viața cu lui, lui, lui. Viața cu lui, lui. Încântătoare azi e, nebună e viața alături de lui. Wow. Viața cu lui. Un sărut adevărat. N-am lucrat în lumea spectacolului de când m-am născut. De fapt, cariera mea n-a început decât în școala elementară. Nu s-a înscris nimeni. Nu s-a înscris nimeni. Furnișatul în spatele tufișurilor sau sus pe acoperiș să iei ziarul era cel mai bun program de exerciții. Ce interpretare dinamică! Te-ai gândit vreodată să te faci actor? Nu. Ai putea fi următorul Brando, Newman, Laura sau Olivier. Credeți? Nu fără regia mea, bineînțeles. Crezi că ai putea juca pentru un public mai matur? Mai mare de clasa a treia? În piesa pentru primăvară pe care am scris-o. De fapt, am adaptat-o. Deci, vrei să dai o probă? Grăzav, ne vedem la ora 3. Am auzit că dai probă pentru piesă. Ai auzit? Hei, știu, poate vei fi fost frumos. Și atunci o să avem scene împreună. Păi ce piesă e? Nici nu m-am obosit să întreb. Frumoasa adormită. Oh, și tu cine vei fi? Te las să ghicești. Sunt adormită în actul al doilea. Rupe-le gura! Un simplu noroc ar fi fost suficient. Știu care sunt îndatoririle mele de aici înainte. O să navighez peste cele 7 mări. O să trec peste cele mai mari clădiri, ca să o găsesc pe prințesă și să o aduc înapoi la viață cu sărutul meu. Sper că nu vă supărați că am improvizat. Mulțumesc, Melvin. A fost foarte bine. Cine urmează? Daleri, oricând ești gata. Lui! O să știu care-mi sunt îndatoririle de aici înainte. O să o caut pe prințesă și să o aduc înapoi la viață cu sărutul meu. Ceva în genul ăsta. Acum încearcă textul de la pagina 15. Sărutul meu o să te trezească. O să te scoale pe tine frumoasă. Ridicol! Mulțumesc pentru încurajare. Glenn, ce cauți aici? Nu e un mister cu crime. Dă-te la o parte lui B. Mayer. Dă o probă pentru făt frumos. Sunt încântată că ești aici, Glenn. Te rog să iei unul din scenariile mele. O să încep direct cu scena sărutului, dacă permiteți. Splendid. Sărutul meu o să te trezească, frumoasă domniță. Mulțumesc, domnule Glenn. Sunt impresionată. Sunteți toți grozavi. Audiția este în desfășurare. Trebuie să îi luăm în considerare și pe ceilalți. Da, dar este mai de două ore. Bine, lui, ai câștigat, ești foarte frumos. Cer o reexaminare. Oh, nu fi descurajat, Glenn. Poți fi dublura lui. Pune centurile de siguranță, lui Costello. O să fie o cursă cu hopuri. Bună, lui, cum a fost azi? Grozav, la școală se joacă frumoasa adormită și am primit rolul principal, mamă. Ești frumoasa adormită? Mamă, încearcă a fost frumos. Oh, e nemaipomenit. Tata o să fie atât de mândru. Îmi place să-l sun la serviciu. E atât de ocupat, n-a apucat nici să stea jos. Anderson, la telefon. Norocul meu. Ce e aura? Lui o să joace într-o piesă. Nu este în locul tău? Să se dea la o parte. E joi seara. Da, și ce? O joi cu bătăi? Mie-mi place să... Da, frumoasa adormită. Da, iubito, poți să dormi până te faci frumoasă, am înțeles. Da, o să fiu acolo și eu te iubesc. Și mă acuză că sunt șocat. Anderson, am nevoie de tingele alea Johnson la transportorul numărul 7. Imediat! Haide! Dă-i drumul, să mergem! Și după asta treci la recepție, bine, la echivalarea transporturilor care vin. Oh, mamă, sunt extenuat. Îți spun eu, aici e o problemă de management. Tu ar trebui să reglezi lucrurile aici, nu-i așa? Da, înțeles-l. Bine, Ginny, ești întins acolo. Adormită, ești adormită de 50 de ani. Acum lui... Da, am priceput, intru. Îmi spun că o sărut și ea se trezește. Bun, acum am menționat cumva că eu sunt regizorul?
Da, și scenaristul, producător și șeful de lumini. Henderson, în biroul meu acum. Ați vrut să mă vedeți, domnule? Da. Am auzit vorbindu-se că ai anumite idei despre cum s-ar conduce mai bine locul acesta, da? Păi, da, cred că sunt pregătit să preiau mai multe responsabilități. Eu mă gândeam la... Grozav! Mă las de afaceri și te pun pe tine șef temporar. Apreciez încrederea dumneavoastră. N-o să vă dezamăgesc. O să sărut pe prietena ta. Vai, splendidă domniță în somnul adânc. Ia stai tu puțin, te-am văzut venind încoace, dar n-am văzut calul pe care ai călărit. Nu e niciun cal. Știu, dar asta înseamnă să joci. Trebuie să faci spectatorii să-și imagineze calul. Da, mamă, o să lucrez la asta. Iubito, am venit acasă. Poți să capăt o bere rece? Oh, Andy, lui și cu mine repetăm. Dar e prea greu pentru mine să joc și să regizez. Așa că vrei tu să ne ajuți? Păi sigur! Tocmai am terminat o zi de 12 ore și n-am fost în viața mea mai obosit. Mă omoară spatele, am gaură în deget. De la cât am semnat, triplu exemplar. Așa că ce spui? Sigur, ce aș putea să-ți fac? Să mănânc nu e chiar rolul la care m-am gândit. Acum frumoasa adormită e moartă, așa că nu mai vorbești. Lui, dă-i drum. Salutul meu o să te trezească, splendidă domniță. Să nu-ți vină vreo idee, Romeo. Eu nu mi-aș face griji pentru asta, tată. Nu ești chiar cea mai drăguță frumoasă adormită pe care am văzut-o. Trebuie să-ți spun, ținere, că în război nu erau femei prin preajmă. Așa că cine crezi că o juca pe Ioana Dark în spectacol? Mamă, lasă-mă să ghicesc. Exact. Și nici n-am primit vreo plângere. Am primit vreo două cereri în căsătorie, dar n-a ieșit nimic. N-am putut admite la vremea respectivă, dar s-a dovedit că sărâtul acela era un obstacol uriaș. Cine ar fi crezut că după 12 ani îți va trece amnezia? Trebuia să fac ceva cercetări. Te-ai gândit vreodată la terapie? Noapte bună, Chip. Mi-au plăcut cursele cu submarine. Nu pot crede să fac asta. Nici eu. Tot secretul la chestia asta este sincronizarea. Pe bune. 3, 2, 1. Așa, e destul. Asta e ușa mea din față, nu tunelul dragostei. Înăuntru, domnișoara. Tată, tocmai îi spuneam noapte bună lui Chip. Nu mă trata ca pe un copil. Mulțumesc pentru ajutor, tată. Sincronizarea o să țin minte. Încetează! Termină! Crezi că poți repeta pentru piesă dacă ești suspendat? Știu ce trebuie făcut. Stai! O văd pe frumoasa prințesă. O să-i dau o castană. Da! A fost superb, lui, deși nepotrivit. Am putea să lăsăm pe domnul Glenn să încerce. Genia mea, genia este a mea. Salutul meu o să te trezească, splendidă domniță. Și apoi o sărut și ea se trezește și piesa se termină. E 6, Andy, e ora de plecare. Sigur, numai un minut. Trebuie doar să-mi dansăriez astea, să aprob programul pentru săptămâna viitoare, să dau 3 duzini de telefoane, să semnez acum 64 de cecuri. Laura, îți aduci aminte ieri seară când erai în fața ușii de la intrare cu Chip? Oricum, am o temă și vreau să-ți pun câteva întrebări. E mai bine să am gura închisă sau deschisă. Bunzile mele trebuie să fie făcute bungă sau relaxate. Și trebuie să scot un sunet zgomotos sau asta se întâmplă în mod natural? Laura? Nu poți să mănânci friptura mamei? Tată! Fă ca mine, lui! Înghită în bucățile întregi ca un câine. În felul ăsta nu-ți rămâne gustul. Mulțumesc! La masă, friptura! Mamă, tată, trebuie să vă spun ceva. Ce e, dracule? Păi, știți de piesă?
Da, Andy, piesa lui Louis se joacă joia asta. O să fiți acolo, nu-i așa? Joi, n-aș pierde, dragule. Oricum am o problemă. Trebuie să o sărut pe frumoasa adormită și vreau să fiu sigur că fac bine. Da, nimic nu se compară cu un sărut pentru a încununa o seară perfectă, un pahar de șampanie, muzică, lumânări, două brațe puternice care te țin. Asta nu e sărut, e idilă. El nu e interesat de asta, uită-te și învață. Andy. Iubito, vezi, nu-i mare lucru. Doamne! Te-ai prins? Nimic greu. Sărut. O atingere cu buzele ca semn de afecțiune. Să nu-ți fie teamă, lui. Nu e mare lucru să săruți. E ușor. Primul meu sărut a fost cu ani în urmă. Sărutul meu o să te trezească, splendidă domniță. Da, știu, și pe urmă o sărut și ea se trezește, nu? Hei, fă-ți griji pentru replicile tale și eu o să-mi fac pentru ale mele, da? Scuzați-mă, domnișoară Kenny. Jenny, când ești adormită, chiar simt durerea și suferința personajului tău. Care e secretul tău? Durerea și suferința. Simt că fac ceva rău. Adică, de fiecare dată lui ar trebui să mă sărute, dar nu face, din cauza respirației. Nu, sigur că nu. De ce ar fi deranjat mirosul de ardei iute și ceapă? Același lucru s-a întâmplat când repetam pe Broadway cu Robert Preston. Bineînțeles, m-au înlocuit cu Shirley Jones, dar asta e altă poveste. Ideea e că în seara premierei a sărutat-o. O, Doamne, ce sărut! Se păstrase pentru scenă. Așa că acum du-te și n-avea teamă. Mulțumesc mult, domnișoară. S-a păstrat pentru scenă. O scuză valabilă. Amenințare, mai degrabă. Bună, lui! Jenny, trebuie să-ți spun ceva. Renunț la piesă, da. Ce? Lui, nu poți! Știi ce înseamnă asta? Că vei dormi veșnic? Nu! Ei, e marele actor Jerry Lewis! Toată lumea știe că ți-e frică să săruți pe Ginny. Ți-e frică să nu iei păduchi? Lui, ți-e frică să mă săruți? Nu, de fapt, mi-e teamă că o să te eclipsez, da. Așa crezi? Uite, lui, o să fii grozav. Eu am încredere în tine. Mulțumesc. Deci rămâi în piesă? Pentru tine? Da. Ce-ți-te? O să joc din seara. Uite, Doamne, uite cât e ceasul. Dar muncești prea mult, dragule. Dacă apel când poate, și eu pot. La ce mă gândeam când am cerut mai multe responsabilități? Am 11 copii? Sunt nebun? Ce? Andy, ce mai faci? Nu prea bine. Am vrut să-ți aduc aminte. Știu, mi-am citit notițele la masă, am găsit una în pantofă, am pe cea din cască. Andy, știi ce important e pentru lui? O să fac tot ce pot, promit, dragă. S-au terminat cu goșile Doodles? Stai, fără panică. Ciocolata nati-nati, ce naiba. O să fie bine, doctore. E, da, o să fie bine. Doar un dinte spart, dar s-a rezolvat acum. Mulțumesc, doctore. Asta e nemica. Acum se mă poate. Nu te îngrijora, morțala o să treacă cam în 2 ore. Ține baveta asta și nu-ți mușca obrazul. Ce trecut. Da. Eu sunt domnul în responsabilitate, da? Dar viitoare, când o să am o idee bună, o să mă bat singur la cap. Lui, știu că spectacolul trebuie să continue, numai că uneori continuă fără tine. Dar trebuie să joc un spectacol, trebuie. Îmi șterge-te la gură. Unde te duci? Domnule, cu tot respectul, am bilete la teatru, joacă copilul meu. Dar e o grămadă de țogăraie de făcut. Păi n-am vrut să fiu lacom, așa că v-am păstrat câte ceva. Anderson, nu poți pleca?
Hei, totdeauna există un mâine, dar mâine nu pot vedea piesa. Trebuie să merg la toaletă. Spectacolul trebuie să continue. Trebuie să merg să-l văd. Mulțumesc, tata. Am vrut doar să-ți urez noroc lui. Arată-le tu lor. Mulțumesc, mă băiecez asta. Ce? Am spus mulțumesc. Am spus mulțumesc, am spus mulțumesc. Hei, domnișoară Chini, ascultați asta. Nu e tot în regulă? Da, eu sunt bine. Bine, bine. Relaxează-te și distrează-te și nu-mi strica piesa. Știu că ascunzi ceva. O să stau cu ochii pe tine, băi, bălbăitule. A fost odată ca niciodată o frumoasă prințesă ce era iubită de toată lumea. Hai, era ușor să fii frumoasă. Și ca lucrurile să nu meargă bine, există cineva care complotează împotriva prințesei. În lume. Trebuie să mă duc la toaletă. Nici n-am avut timp. Am o urgență. Începeți. Frumoasa prințesă va băca din mărul ăsta și va dormi pe vecie. Scuze. Mă întorc imediat. Dandy, unde te duci? Aproape pauză. Fii politicos. Cât de politicos ar fi să avem o mică inundație aici? Pot spune că știu ce trebuie făcut și o să fac, da. Ce-a spus? Sunt așa de încordat că mi s-au înfundat urechile. Ce-a spus? Ceva nu e în regulă. Dublora, pregătește-te! E bine să găsesc pe prințesa unde ar fi. Sunt gata, domnișoară Chiri, lasă-mă să intru. Lui, ce cu tine, Lui? Hai, drag pe ce nu se întreagă. Lui, să treacă repede, Lui, nu-mi place alternativa, să știi. Trebuie să te cari de aici, amice. Și acesta este sfârșitul primului act. Urmează o scurtă pauză. Era și timpul. Actul acesta a fost drăguț și concis. Lui, dă-te jos de pe scenă! Lui, Lui, repede, împinge-mă acolo. Andy, începe din nou. Nu vorbesc serios, cum poate să-mi facă una ca asta? Ratatul, o să se sufoce. O văd pe prințesa. Așa, trebuie să traversez cascada asta. Așa ceva nu se face. Și-a revenit, totul e în regulă. Și-o reînsuflețesc pe prințesă. Buzele mele acționează ca un defibrilator pentru inima. Asta e replica mea favorită. Salutul meu o să te trezească, splendidă domniță. Hai, Lui, poți să o faci. Nu să se sufoce. A sărutat-o deja? Bună treabă. Bravo, bravo. Nu te voi așa, măi burete Lufa. Ai ajuns să o sărut numai pentru că era în scenariu. Da? Să știi că n-am făcut-o numai ca să închid gura lui Glen Glen. Deci, Andy, cum ai scăpat de la serviciu? Păi, am terminat, așa că... Ai plecat de la serviciu pentru că știai ce important e pentru tine să vezi piesa lui... lui... A fost pentru floricelele pe grad. Hei, sunt ale mele! De fapt, mă duc să mai iau chiar acum. Pârtie, am să explodez! Bafta mea! Sunt așa de mândră de tine, Lui, știam că o să fii grozav. Mulțumesc, n-aș fi reușit fără tine. Amândoi ați fost minunați! Bravissimo! Rescriu un tramvai numit Dorință. Cred că i-am găsit pe Stanley și pe Blanche. Hei, unde e tata? O mică urgență. Va veni mai târziu să te felicite. Liber! Totul a ieșit grozav.
Speram doar că data viitoare, când o s-o sărut pe Ginny, să nu mai port pantaloni bufanți. Dar cine altcineva poate spune că primul lui sărut a primit ovații la scenă deschisă? Sărut, atingerea cu buzele în semn de afecțiune. Fără sărutări în fața copilului, știi la ce poate...